Viața a mers mai departe, chiar dacă Patriarhul Daniel s-a mai confruntat cu câteva situații de criză. Cea din urmă a fost consumată la câteva zile după incidentul teribil din Clubul Bucureștean Colectiv la 31 octombrie 2015, când multă vreme Biserica Ortodoxă s-a ferit să-i plângă pe tinerii dispăruți atunci.